În mod surprinzător pentru mine, domnul Renato Usatăi este candidatul care întruchipează manifestarea grijei și dialogului cu cetățenii. El este cel care se întâlnește cu cetățenii, vorbește pe limbajul lor, le rezolvă problemele individual, acolo unde poate, cu banii proprii. Deci, dacă înțeleg eu corect, pentru cultura noastră politică, domnul Renato Usată este un președinte aproape, cum să zic, și e talentat, e mai talentat ca Igor Dodon. Îmi amintesc că anul 2015... 2014, ratingul lui Renato Usatăi era mai mare ca lui Igor Dodon. S-a întâmplat ceea ce ne-a povestit domnul Vlad Plahotniu, că a fost intervenția, da, pentru judecătoria din New York, a fost intervenția sa să nu-l lase pe Renato Usatăi să devină politician cu reprezentare în Parlament, dar în mod surprinzător l-a lăsat pe Igor Dodon. Acum, dacă ne uităm atent la relațiile lui Igor Dodon cu cercurile din Federația Rusă și le comparăm cu cele a lui Renato Usatăi, vedem că domnul Plahotniuc ori a greșit, ori a greșit intenționat. Deci aici lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt cât se poate declare. Domnul Renato Usatăi, miza lui este să-și ia înapoi din electoratul pe care l-a confiscat Igor Dodon în 2014 prin scoaterea lui din alegeri și prin scoaterea de către hotărârea Curții Constituționale la indicațiile lui Plahotniuc în 2016 la alegeri. Sloganul lui: vreau electoratul înapoi. Da.